Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi vom discuta despre traumele din copilărie și am plăcerea să o am alături pe Vistiana Long. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Cu ce traume... Mulțumesc pentru invitație! Cu ce traume vin oamenii în cabinet, adulții care au trecut printr-o anumită copilărie unde au lăsat, copilăria a lăsat anumite urme? Cu ce traume vin? De obicei, oamenii nu vin cu ideea de traumă, ba chiar de cele mai multe ori trauma generează un comportament, o atitudine de negare și de cele mai multe ori oamenii, dacă nu au citit și nu au mai intrat în zona asta înainte ca să știe deja, vin și știu despre ei, eu nu am nicio traumă, eu nu am traume. Sunt convinși că a fost o copilărie minunată, o copilărie feerică și nu s-a întâmplat, nu i-a marcat nimic și de unde ori veni problemele din prezent, nu se știe. Da, e un mister. Și atunci începem și explorăm. Eu știu, bineînțeles, că toate au o rădăcină în copilărie, dar nu încerc să-i conving despre asta, evident. Pornim de la premiza că a fost totul minunat și ajungem așa pe firul, aflăm pe firul apei și ajungem la sursă. Chiar am avut o clientă la un moment dat care îmi povestea că tatăl ei a fost extrem de protector, de iubitor, de cald, și amintea cum odată când a urcat în autobuz a protejat-o pe ea să stea sub bara aceea din fața autobuzului și s-a simțit foarte iubită și protejată prin faptul că a avut el grijă de ea să o pună sub bara de la autobuz. Căutând alte amintiri de genul ăsta de-a lungul ședințelor, nu am mai găsit nimic altceva protector sau cald sau iubitor, ci din potrivă era vorba de bătăi cu cureaua și de multe injurii. Dar toate cele dureroase dispăruseră din amintire și rămăsese doar acel moment care crease un întreg tablou de tată iubitor și atot protector. Și atunci oamenii nu vin direct cu trauma, ideea de traumă. De altfel se fac și confuzii pe ideea de traumă. De multe ori oamenii cred că traumă înseamnă eveniment dureros sau traumă înseamnă durerea pe care o simt eu în prezent. Traumă de fapt este fenomenul psihologic care se întâmplă de splitare între părțile din psihic și o să povestesc acum, dacă vrei, despre acest proces, pentru că trauma nu este nici ceea ce ni s-a întâmplat, trauma nu este nici manifestarea pe care o resimțim noi acum. Trauma este, de fapt, prăpastia, să zic așa, dintre părțile din psihic care au fost nevoie să se separe pentru a se proteja reciproc. Adică dacă un copil este supus unor evenimente foarte dureroase, dar uneori evenimentele astea foarte dureroase pot părea inofensive privind cu ochii de adult de acum, pentru că un copil are altă capacitate de a duce lucrurile și de a procesa emoțiile. Și câteodată simplu, că nu e simplu pentru un copil, dar acum poate părea simplu că îi spui unui copil liniștește-te și gata, potolește-te cu plânsul ăsta. Și dacă asta este atitudinea obișnuită față de el, el neavând resurse proprii de a-și procesa emoția, de a o conștientiza și liniști și conține, deci să stau cu emoțiile alea și să pot să le fac față și să le las să se... Da? Știm foarte bine că mulți adulți încă nu au capacitatea asta, dar tocmai pentru că această capacitate se dezvoltă în relație cu un părinte care o are.
Ori noi n-am avut astfel de părinți. Ne tragem din generații după generație după generație de oameni traumatizați care fie au reprimat emoțiile și de multe ori le-au somatizat, de aia există multe probleme de sănătate pe pământul ăsta, fie le țin cât pot, apoi răbufnesc și dau în violență, în tumult emoțional pe care îl manifestă fiecare cum poate. Și nu a avut nimeni, sau majoritatea dintre noi nu am avut părinți care să aibă această capacitate de a-și conștientiza și de a-și conține propriile emoții. Și atunci copiii nu au avut de unde să preia această atitudine și fiecare devenit adult la rândul lui are aceeași atitudine față de copil, taci și înghite cumva, da? Adică reprimă. Deci, practic, numai prin simplu fapt să-i spui copilului nu mai plânge, ba mai mult poate îți dau o jucărie să-ți distragă atenția și nu este intenția, ok, îți acopăr gura și ok să nu mai plângi, ci mai degrabă este poate mie teamă ca și părinte să te văd și nu știu eu cum exact să deal with. Atunci poate să fie o formă, hai să zicem, un pic mascată de traumă pentru copil. Okay. O formă un pic mascată de invitație la traumă. Da? Deci nu asta este trauma în sine, ci asta înseamnă, de fapt, pe termen lung, înseamnă lipsa suportului emoțional. Înseamnă că eu, adult fiind, nu sunt aici să te ajut să procesezi emoția, pentru că nu am... Nici nu știu despre asta și nici pe a mea nu sunt capabil să o procesez în mod sănătos și fac și eu ce fac alții, o mai anesteziez cu diferite comportamente, fumat, uitat la televizor, muncit chiar și multe alte metode avem pentru asta. Din când în când o mai răbufnesc, din când în când mai somatizez, din când în când mai fiecare cum reușește să se descurce. Și atunci, dacă tu plângi, tu copilule, mi-arăți durerea ta, în momentul în care ajunge la mine, eu nu am capacitatea să o procesez și atunci te rog frumos, ține-o la tine, fii copil cu minte și nu mi-o mai arăta. Da? Și într-adevăr, cum spuneai tu, Simona, astea pot fi întotdeauna sunt bune intenții, eu pornesc de la premisa asta că toți părinții vrem binele copiilor, important este că nu avem această informație și nu avem nici capacitatea asta dezvoltată majoritatea, că zic eu că suntem prima generație în România care ne ocupăm de sufletul nostru și de emoțiile noastre și suntem încă la început. Și noi cei care lucrăm cu noi, să zic că suntem majoritatea la început, că e un proces care durează, dar și la început ca societate. Și atunci, practic, eu neavând această capacitate ca părinte, nu pot să-i ofer copilului meu acel suport emoțional. Eu sunt aici pentru tine, oricât de tare te doare, oricât de tare urli, oricât de tare ți-e frică, oricât de tare ești furios, eu te văd pe tine, îți văd emoția, te iubesc indiferent ce simți și ce manifesti. Sigur că nu, o să fac o paranteză, pentru că de multe ori confundăm emoția cu comportamentul. Și atunci când vorbesc despre acceptarea emoției, de multe ori oamenii pe bună dreptate își pun problema, dar cum adică să-l lași să se poarte în halul ăla, că devine cine știe ce, adică nu mai învață niște comportamente sănătoase. Și într-adevăr, copilul din emoție, dintr-o emoție puternică, poate să vrea să mă lovească pe mine sau pe el însuși, sau să facă, sau să spargă, sau da, exact. Și e important să pot eu, ca părinte, să fac diferența între emoție și comportament. Adică, dragul meu, nu te pot lăsa să mă lovești pentru că te iubesc pe tine, dar mă iubesc și pe mine și nu las pe nimeni să mă lovească, îmi respect corpul și nu vreau să mă doară. Nu te las nici pe tine să-ți faci rău pentru că te iubesc și pentru că nu vreau să-ți rănești corpul. Nu te pot lăsa nici să strigi lucrurile astea pentru că furia trece, dar astea rămân sparte. Dar emoția, ți-o înțeleg pe ce simți, ce-ți vine să faci, pot să înțeleg și sunt aici lângă tine și sunt aici să te ajut să trecem împreună prin asta. Poți să îmi spui orice, poți să îmi povestești despre ce simți, putem să
povestim împreună despre ce apare, putem să desenăm, să mâzgălim, să... Hai să vedem cum ne ocupăm de asta împreună, dar sunt aici lângă tine. Asta okay. e ideea. Sunt aici lângă tine, nu te judec, nu te resping, nu fug de tine, nu-ți spun descurcă-te și lasă-mă în pace că eu nu știu. Sigur că dacă facem lucrurile astea e pentru că nu putem altfel, dar pe astea le arăt acum ca o direcție. E, ideea e că ceea ce produce trauma este lipsa suportului emoțional. Da? Deci nu faptul că îi spun descurcă-te înseamnă traumă, dar faptul că în mod constant copilul nu primește suport emoțional rămâne o parte din psihicul lui, rămâne partea emoțională, rămâne nehrănită emoțional, deci nu primește hrană emoțională. Și atunci în interiorul omului rămâne o parte care nu crește. Deci orice adult conține o parte încă necrescută. Necoaptă, da? Necoaptă, exact. Da, din acea lipsă de suport sunt aici pentru tine și îți transmit puterea mea emoțională, pe că dacă și eu am dobândit-o, și prin asta te ajut și pe tine să crești. Eu practic aici nu te ajut să crești, te ajut să crești altfel, cu hrană fizică, cu hrană mentală, dar cu hrană emoțională nu am de unde. Și atunci, rămânând o parte din om, rămânând blocată în copilărie, da, fie din aceste comportamente repetitive care creează o atitudine de ansamblu, fie prin șocuri emoționale, adică trăiri puternice de moment. Da? Deci trauma poate fi produsă fie de un mod continuu de educație, fie de șocuri puternice produse de diverse evenimente. Evenimente care, pe de altă parte, poate nu sunt atât de traumatizante, cum spuneai tu mai devreme, că un adult nu le-ar privi ca traumatizante. Gen, mama pleacă la serviciu, se întoarce după 12 ore, dar copilul, fiind poate la 2-3 ani, neînțelegând niște lucruri, poate mama nu i-a explicat suficient, simte că l-a abandonat. Și atunci e un sentiment foarte, foarte puternic care rămâne acolo și rămâne o teamă probabil la lung, da. Și se va reflecta în viața de adult, în relațiile cu proprii parteneri de viață. Mai vrei să spui ceva cu ea? Da, voiam să o să vorbim că asta într-adevăr este cea mai întâlnită rana de abandon. Probabil o avem cu toții pentru că și nașterile se fac la noi cumva însoțite de acest abandon, da? Se ia bebelușul, se duce în altă cameră, adică bebelușul care e obișnuit, știe, o cunoaște doar pe mama, știe doar senzațiile ei, el trăiește prin intermediul ei, nu are o simțul identității personale ca să știe că a, ok, lasă că acum sunt în brațele al cuiva sau sunt împătuți și peste o zi sau o oră sau așa vine, nu are această conștiență și de aia și grădinița e bine să intervină, separarea e bine să intervină la o vârstă la care copilul poate să înțeleagă, pentru că tot ce se produce în faze mult prea timpurii este trăit direct emoțional și informația intră direct în subconștient, nu are copilul capacitatea să înțeleagă și să așeze în altă parte informația respectivă. Și atunci, spune prin ce trece, deși da, este și partea da, asta ca exact. El cumva spune că pe urmă plânge mult, are dureri, diverse dureri, dar nici pe astea oamenii de obicei nu știu să le interpreteze. Și se duc la medic, exact, și la medic de multe ori apar retraumatizări dacă medicul într-adevăr nu caută cauzele emoționale și merge doar pe partea asta, internare, injecție, mai știu eu ce. Astea toate sunt din nou posibile evenimente traumatizante, pentru că e vorba de lipsa contactului cu mama, e vorba de un contact înspăimântător pentru un copil sau pentru un bebeluș cu un adult străin. De multe ori adultul acela este și el, are o energie așa care sperie un pic, chiar dacă doctorii încearcă de multe ori, dar nu știi, adică nu știi cum pică la copil. Ei, ideea e că
toate aceste evenimente de aparent mici, cum spuneai și tu, de a lăsa copilul singur, poate fi singur și lângă mama, dar mama nu este conectată cu copilul. Și el se simte singur în interior, singur emoțional. Și toate astea se adună și, într-adevăr, creează acolo o anxietate, o teamă de a nu fi părăsit, de a nu fi abandonat. Și pe asta, într-adevăr, o avem majoritatea. Și asta cum se traduce în viața adultă? Adică, cum... Prin aceeași teamă. Dacă mă părăsește partenerul, dacă... Adică doar... poate să fie și gelozie, că da. Uite, da, sigur. Este gelozia, și... este, da, o reflecție a rănii de abandon, da. Pentru că mi-e teamă să nu fiu părăsit, mi-e teamă să nu pierd acel contact pe care l-am avut. Sau, dimpotrivă, nu ajunge să se implice în anumite relații de teamă să nu fie, să fie rănit. Exact. Și așa, da, da, ca să nu risc să fiu abandonat, fie abandonez eu primul, fie nici nu intru acolo. Sigur că intrări și ieșiri sunt omenești și sunt sănătoase în relații. Ne conectăm, ne depărtăm, viața e ca un dans și ne îmbogățim cu diverse conexiuni și le lăsăm când nu ne mai servesc, când nu mai servesc creșterii noastre, să zicem. Dar dacă avem această rană de abandon, nu luăm lucrurile atât de firesc. Ne conectăm, la revedere, mulțumesc pentru ce am primit de la tine, mergem mai departe. Nu putem să le luăm atât de firesc. Fiecare ruptură, fiecare depărtare, despărțire doare, la fel cum a durut când eram bebeluș și s-au întâmplat acele deconectări prea timpurii. Dar nu este vina părinților. Asta vreau să menționez, că chiar nu au încotro de cele mai multe ori. Adică nu alegi să fii o mamă în depresie, nu alegi să fii o mamă care nu are capacitatea să se conecteze, nu alegi să... Nu ai ce să faci dacă chiar ai nevoie să lași cu cineva copilul pentru că n-ai încotro sau ai următorul bebeluș și pleci la spital sau te îmbolnăvești și trebuie să pleci. Adică sunt situații inerente. Doar că știind ce se petrece în sufletul copilului, după ce ne reapropiem de el, o să observăm că inițial copilul e posibil să ne respingă, să fie furios, și atunci, dacă părintele nu este conștient de procesul acesta, îi se stârnește lui însuși rana de abandon, se simte respins de copil și e posibil să-l pedepsească și să-l respingă la rândul lui. Și atunci îl retraumatizează și intrăm așa într-un cerc vicios. Altfel, dacă înțelegem procesul ăsta și suntem pregătiți pentru, da, n-am avut încotro, am produs această traumă, dar poate fi o traumă temporară, poate fi o traumă de moment, pentru că eu mă întorc și cu atitudinea mea de acceptare, de înțelegere, de sunt aici orice ar fi, sunt aici pentru tine, indiferent ce se întâmplă, eu sunt aici trup și suflet pentru tine, atunci psihicul se lipește la loc. Și cu asta revin la paranteza pe care am lăsat-o desfăcută, când spuneam că o parte din noi rămâne în stadiu de copil, dar cealaltă parte din noi este forțată să crească. Este obligată cumva să se maturizeze, să meargă mai departe. Da? La animale, de exemplu, când apare un eveniment posibil traumatic, de exemplu, vine leul către un animăluț ierbivor și animăluțul, să zicem, nu știu, un șoricel, e în pericol, el, în primul rând, se declanșează mecanismele de apărare, luptă sau fugi. Și vreau să mă lupt, dar nu pot, că leu e mare, așa și la copil, mama e, nu pot să mă lupt cu mama, fie pentru că e mare și nu pot, și fie pentru că nu vreau să o rănesc, sau ambele de fapt. Nu am unde să fug, următorul mecanism de apărare e fugi, nu am unde să fug, sunt încolțit, nici copil fiind, nu am unde să fug. Și atunci următorul mecanism de apărare este de îngheț. Când nu pot să mă apăr și nici prin luptă, nici prin fugă, o să îngheț, pentru că asta este un mecanism de apărare care mă protejează de propria durere. În felul ăsta apare un fel de anesteziere pe care
pentru șoricel de a ține, de a trăi mai ușor colții leului, care îl vor sfâșia sau poate chiar leul renunță pentru că nu-i mai place că nu e fraged și șoricelul rămâne acolo jos. Nu-l obligă nimeni să meargă la școală, să își facă treburile, să se spele pe dinți, să-și facă tot ce are el de făcut în mod ca așa trebuie. Rămâne acolo jos, liniștit și lăsat în legea lui și la un moment dat începe să tremure. Tremură, îi curg și lacrimi, descarcă emoția, surplusul de emoție din care l-a obligat să se blocheze. Și după ce o descarcă, își vede liniștit de viața lui. S-a terminat. Noi, oamenii, nu prea ne dăm voie să facem asta. Să stăm acolo, da, o confundăm cu... Și de multe ori nu că o confundăm, se suprapune cu ceea ce numim depresie. Dacă depresia ar fi înțeleasă și susținută corespunzător, ea este practic acest proces de revenire din traumă. Dacă nu există înțelegere față de procesul acesta, care e foarte complex, depresia de fapt e un cumul de emoții, atitudini, gânduri, comportamente și dacă nu este desfăcut și înțeles așa ca un ceas elvețian, să vezi care rotiță o învârte pe care și unde s-a oprit și nu mai funcționează așa cum am nevoie, atunci intrăm în acest cerc vicios de mă judec că stau jos, da? Așa cum șoricelul stă jos până tremură și iese de acolo, nu-l judecă nimeni și nici el pe el nu se judecă. Dar omul dacă rămâne acolo jos și începe să tremure și să plângă și să nu se mai miște și să nu mai fie capabil să facă nimic, începe să se certe și să se judece și să tragă de el însuși să se scoată de acolo și se sperie că e acolo. Da, deci șoricelul nu se sperie, ce-i cu mine, ce se întâmplă cu mine, de ce sunt în stadiul ăsta, n-ar trebui să fiu așa, ar trebui să mă duc la sală, ar trebui să fac ceva pentru mine. El își dă voie să-și trăiască liniștit procesul de ieșire din blocaj. Omul pune presiune pe el, pentru că așa se pune din copilărie presiune, părinții pun presiune pe ei și își pun presiune și pe copii. Și atunci o parte din noi este obligată să crească și o parte din noi rămâne ca șoricelul, rămâne înghețată, rămâne blocată acolo. Ruptura dintre cele două părți este trauma. Apoi avem de-a face practic cu doi versanți, unul mic, unul mare și ca să nu percepem ruptura asta din noi care se simte ca un gol interior, ca o... Da, ca un gol interior imens care simți așa că te depășește și practic te anulează complet, nu-ți mai percepi granițele corporale, nu mai simți, nu mai ai, ajungi în stadii avansate să nu mai ai simțul propriei existențe. Și ca să nu ajungi acolo, încerci să așezi lucruri peste cei doi versanți ca să creezi o unitate. Și încep să construiești peste, dar ceea ce construiești peste nu are fundație, este construit așa cu un colț pe fiecare versant și stă cumva în aer. Și astea se numesc mecanisme de compensare, da? încerc să acopăr golul interior. Să dai un exemplu concret? Da, sigur că da, multe. dar nu vine niciun numit. S-a creat așa un vid. S-a creat un gol. Tocmai ca să exemplifice mai mult. Mă gândeam, apropo de compensare, dacă e să ne raportăm la ideea aceea de abandon, poate să fie fix partea asta în care petrec foarte mult timp cu partenerul, facem foarte mult program împreună, ne dezlipuim unul de celălalt, mă gândesc că ar putea să fie. Da, da, da. Intru, de fapt, mă strădui să intru în zona de fuziune, să trăiesc, să-mi retrăiesc perioada în care, până să ajung la exemplele pe care mi le-ai cerut, e foarte important de știut că
psihicul, șoricelul ăla mic care a rămas acolo blocat, nu ne lasă să plecăm de acolo, nu ne lasă să-l uităm. El ne cheamă, inconștient, ne cheamă să ne întoarcem. Și se întâmplă cumva, deci le căutăm, le recreăm în viața noastră, evenimente care să ne trimită acolo. Deci tot ce nu s-a completat, toate stadiile noastre de dezvoltare necompletate, pentru că nu am primit suficient suport, suficientă hrană emoțională, ne cheamă să le trăim, să le completăm. Deci dacă nu am avut parte de o relație fuzională cu mama, adică să o simt, să simt acolo că e suficient de prezentă, că sunt parte din ea, că mi se dă voie să stau acolo lipit de ea până când îmi vine mie natural să mă dezlipesc. Nu sunt dezlipit cu forța. Și dacă nu mi s-a dat voie să trăiesc suficient etapa aceea de fuziune, o să caut să o trăiesc oricând. Toată viața o să caut să-mi trăiesc acea fuziune. Și dacă din nou sunt desprins, pentru că pe urmă devine iluzorie această căutare, adică nu mai ai cum cu cineva vreodată să trăiești ce n-ai trăit cu mama. Poți să retrăiești perioada aceea doar prin conștientizare și doar lipind părțile din tine, să creezi acea fuziune sănătoasă între părțile din tine, dar tu cu altcineva, oricât ar fi de iubitor și oricât ar fi de fuzional și omul celălalt, nu mai ai cum să retrăiești și întotdeauna, și atunci evident va apărea din nou un nou abandon. Și când apare acel abandon, din nou o parte din mine ar vrea să zacă și să devină bebelușul înghețat, blocat, rănit de acolo. O parte din mine se chinuie să meargă la job și ca mecanisme compensatorii am diverse comportamente de a-mi anula portițe care să mă ducă acolo, să mă trimită în zona de durere. Cum spuneam, mersul la televizor, ies în oraș mai des. Adică toate astea pot să pară lucruri, că bine, sunt și unele de care știm clar că sunt nocive, droguri și alte comportamente clar nocive, dar chiar și aceste comportamente care sunt bune de altfel, da? Să ies cu prietenii, să muncesc, să fac tot felul de lucruri aparent bune, dacă sunt cu scopul de a fugi de mine, dacă sunt cu scopul de a construi aparențe peste prăpastie și nu-mi dau timp și nu-mi dau răgaz să simt, să văd, să stau să se reconecteze părțile din mine, pentru că psihicul are acest dar minunat că el e programat să se repare, așa cum mă tai. Și treaba mea este doar să-mi asigur spațiul că este curat și are toate condițiile necesare, are lumină și curățenie ca să se lipească la loc, dar altfel corpul meu face lipitura, nu lipesc eu. Așa și psihicul. El e programat să se lipească, doar că e nevoie să-i creăm spațiul necesar, spațiul de non-judecată, de acceptare necondiționată, de căldură sufletească, te primesc, îmi pasă, sunt aici pentru tine. E, până să pot să fac eu asta pentru mine, sunt aici pentru mine și îmi pasă, e nevoie să preiau această atitudine de la cineva, pentru că eu ar fi trebuit să o preiau de la părinți, ei n-au avut-o și eu am dezvoltat față de mine aceeași atitudine pe care au avut-o părinții față de mine, adică și eu fug de mine și eu mă abandonez și eu îmi spun hai potolește, totodată termină cu prostiile, mergi la treabă și da? Deci aceleași lucruri pe care mi le-au spus părinții, o să mi le spun și eu mie. Și practic la un nivel mai subtil mă recreez aceleași evenimente și atitudini traumatice față de mine, mă retraumatizez în fiecare zi. Și e nevoie să intru într-o relație semnificativă cu cineva care are alte atitudini față de mine, ca eu să pot să preiau, să integrez în interiorul meu o altfel de atitudine parentală, de blândețe, de acceptare, astfel încât să creez acest spațiu pentru ca părțile din mine să se reconecteze și să devin o persoană
integră și matură emoțional. Acum vorbim cuvinte mari. Am lăsat vreo paranteză deschisă? Nu, mi se pare că e acoperit foarte bine să înțelegem cadrul ăsta general în care funcționăm din perspectiva traumelor. Aș vrea să te întreb din viața reală, dacă întâlnim persoane care sunt foarte agresive, care reacționează agresiv poate la orice nimic, cam la ce traumă să ne gândim din copilărie când vedem astfel de persoane? Păi, vine să zic în primul rând să ne gândim la noi, să ne dăm puțin la o parte de acolo, că indiferent ce trauma are el, nu trebuie să ne expunem pe noi. Da. Dar sunt foarte multe povești și, într-adevăr, e util să facem acest exercițiu pentru de empatie față de oameni, pentru că în funcție de ceea ce îl stârnește pe om în momentul ăla, cu siguranță cândva a trăit ceva. Acum sunt milioane de exemple pe care le putem da, dar în general, când cineva devine agresiv, când cineva devine de pe afară așa cu energia și atacă în jur, înseamnă că nu are un simț al granițelor personale, un simț al propriu. Când nu ai simțul ăsta al spațiului personal, știi cum este pielea, granița fizică a corpului fizic, așa e ca și cum aș avea o piele energetică care delimitează spațiul meu personal. E un pic abstract pentru că nu e ceva fix și e la nivele abstracte, emoțional, mental, dar ideea e că atunci când nu sunt conștient de spațiul meu personal, o să las oameni să intre în spațiul meu, nu-mi dau seama că mă deranjează sau îmi dau seama, dar nu anunț, nu zic nimic, și la un moment dat se apropie prea mult, îmi încalcă prea mult teritoriul. Când îmi încalcă prea mult teritoriul, deja intru, o să simt că nu mai pot să respir, că mă apasă, că mă strânge și se declanșează automat mecanismele mele de apărare, luptă sau fugi. Și atunci fie devin agresiv cu omul ăla, măcar verbal, sau din priviri, fie îl evit și creez deconectări în relație. Asta înseamnă că acelui om nu i s-au respectat vreodată granițele personale ca să poată el să dobândească el și el la rândul lui un simț al acestor granițe. Adică a fost într-o familie în care oamenii și-au încălcat spațiul reciproc, s-au invadat reciproc, s-au invalidat reciproc. Nu s-a ținut cont de dorințele lui, de nevoile lui. Da? A fost constant invadat. Și atunci el însuși nu poate să-și dea seama când este, știi, când ești la gardul meu, atunci eu pot să-ți spun, Simona, nu vreau asta sau până aici, asta îmi doresc, asta nu-mi doresc, o spun într-o zonă de demnitate, de pace, de rămân în contact cu tine. Dacă eu nu am pus acel nu vreau care reprezintă gardul meu și te las să intri în grădina mea să-mi calci florile și să ajungi deja, mă trezesc cu tine în sufrageria mea, cu tine n-ar fi o problemă, dar poate și cu tine aș fi surprinsă să te găsesc așa tamnesam în sufragerie și mai ales dacă intră cineva încălțat cu bocancii plini de noroi, metaforic vorbind, atunci involuntar devin agresiv. Da? Deci chiar nu am cum să evit acea agresivitate. De obicei, oamenii când devin agresivi încep să se judece pe ei, pentru că atunci când erau agresivi în copilărie au fost certați. Și cum spuneam, fac și eu ce s-a făcut cu mine. Deci mă cert că m-am purtat atât de urât, că am devenit agresiv, că am fost un nemernic. Și atunci îmi propun ca data viitoare să fiu mai blând, să fiu mai tolerant, mai înțelegător. Prin urmare, renunț și mai mult la granițele mele și te las să vii și mai aproape și mai mult și iar nu zic nimic. Și din nou să se declanșeze mecanismele de apărare, pentru că nu am cum să le controlez pe ele. Ele sunt sistemul de alarmă al casei, ele se declanșează pentru că sunt puse acolo să mă apere, punct. Nu am cum să le șuntez. Și atunci, practic, ce am avea noi de făcut atunci când vedem că avem aceste răbufniri,
este să ne propunem să devenim mai atenți la granițele noastre. Deci nu să mă cert că am răbufnit, ci să mă întreb oare ce m-a făcut să aștept până în momentul în care să răbufnesc? Ce m-a făcut să nu observ deranjul mai devreme sau să nu-l spun mai devreme? Da? Și cu cât îmi dezvolt capacitatea aceasta de a-mi construi gardul șipcă cu șipcă, floricică cu floricică și de a-mi crea acest spațiu personal în care eu încep să spun asta vreau, asta nu vreau, asta îmi place, asta nu-mi place, cu asta sunt de acord, cu asta nu sunt de acord, cu atât mai puține vor fi ocazii și șanse ca să se ajungă în sufrageria mea și să răbufnesc. Și atunci la asta ne putem gândi noi, că de aici pornisei de la un martor al cuiva care este agresiv, la asta ne putem gândi. Omul ăsta nu-și cunoaște, nu este în contact cu spațiul lui personal, nu-și cunoaște capacitatea de a pune granițe și are această dinamică de te las să intri până încep să mă lupt. Da? Sigur că dacă este o relație importantă pentru noi, probabil că vom deveni noi atenți la granițele lui, dar în primul rând e important să devenim atenți la granițele noastre, pentru că atunci când noi ne asumăm granițele și vorbim liber despre ele, de obicei asta are capacitatea să inspire și alți oameni. Aș vrea să întreb în cazul copiilor care au fost născuți într-un context în care, să zicem, mama și-a dorit copilul, tatăl nu și-a dorit copilul, ajunge într-un final tatăl să-și iubească copilul, dacă rămâne într-un fel o traumă la nivelul copilului și adultului de mai târziu. Adică se simt lucrurile acestea? De obicei, da, dar nu pentru că ar rămâne ceva nereparat de acolo, pentru că, așa cum spuneam, traumele se produc, dar psihicul copilului este foarte plastic. O traumă care rămâne până la vârsta adultă înseamnă că este o traumă care nu a fost ajutată să se repare, să se lipească la loc, uh-huh, da? Părțile psihicului. Pentru că, după cum știi, facem psihoterapie începând cu 30, cu 40, cu 50 de ani și psihicul nostru are șansa în relație cu un adult străin o singură oră pe săptămână, începută la o vârstă oricât de înaintată, are șansa să se repare. Cu atât mai mult un bebeluș, un copil are șansa să foarte ușor să se repare. Problema este că dacă tatăl doar și-a început să iubească copilul și să-l accepte, dar nu a devenit conștient de toate părțile din el. Nu, adică cumva a creat un mecanism compensatoriu. Aici o parte din mine care nu-l vrea, aici e partea din mine care n-are încotro și peste așez iubire, dar dedesubt rămâne acea, atunci când copilul rămâne traumatizat, înseamnă că la tată rămâne în inconștientul lui acea parte care nu mai este recunoscută de el, nu mai este cunoscută lui de respingerea copilului. Iar copilul simte astea prin interacțiuni foarte fine, la nivel de privire, la nivel de tonus muscular foarte fin. Adică este suficient ca copilul să vină fericit acasă, tatăl care n-ar fi vrut copil, ar fi vrut și el să stea liniștit cu ziarul, să se relaxeze, intră ăsta gălăgios în casă și tatăl, din acea parte a lui care ar fi vrut să trăiască o viață liniștită fără gălăgia copiilor, îi aruncă o privire ca și cum ce naiba ai cu tine pe aici. Sau, știi? E o fracțiune de secundă, este, tatăl nu-și dă seama de treaba asta și nu el... A, bine ai venit, te iubesc, îmi ești drag de nu mai pot, dar astfel de fracțiuni de secundă perpetuate îi dau copilului destulă informație despre acea parte din tată care nu l-ar fi vrut. Ok, am înțeles.
Pentru că ne apropiem de final și că este, știu că este o temă extrem de da, an. Se poate vorbi o săptămână și mai mult. Okay, cu o viață întreagă. Da, exact. Aș vrea să întreb dacă este o carte pe care ne-o recomanzi ca să aprofundăm acest subiect. O să recomand niște autori și de la acești autori ce cărți sau filmulețe pe YouTube, fiecare să-și aleagă. Franz Rupert, Margaret Rothschild, Peter Levine, așa îmi vin în McNab, ei îmi vin în minte, sunt evident sunt mulți, mulți, mulți autori care vorbesc despre rănile sufletești, ei sunt preferații mei, să zic așa. Îți mulțumesc frumos, Cristiana, pentru mulțumesc și eu tare mult. Toate ideile pe care le-ai împărtășit astăzi. Să fie cu folos! Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit astăzi. Vă invit să citiți revista Psihologii în format de tipar și să ne auzim cu bine, pe curând!